Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă rețetă! Astăzi vom găti împreună o rețetă deosebit de gustoasă de ardei umpluți. Pentru această rețetă aveți nevoie de următoarele ingrediente: carne tocată de porc sau carne tocată amestec, ceva verdeață, eu am aici mărar, pătrunjel, chiar și ceapă verde, condimente, ce condimente vă plac. Eu am aici paprika, cimbru uscat și cimbru proaspăt, smântână pentru servit, orez, o ceapă roșie, o ceapă albă, ardei, bineînțeles câți ardei vreți să umpleți, și un litru de suc de roșii. Haideți să începem! Punem la foc o tigaie, ok, cu puțin ulei de măsline, nu foarte mult, unde călim ceapa. Mie îmi place să călesc puțin ceapa, nu să o adaug crudă în compoziția de carne. Foarte puțin ceapa și orezul. Adăugăm ceapa. Eu am aici și ceapă roșie și ceapă albă. O călim puțin, nu o prăjim, cât să devină sticloasă. Adăugăm și un pic de ceapă verde, de ce nu? O să fie mult mai dulce compoziția. O lăsăm un pic să se călească. Ceapa noastră s-a călit suficient. Adăugăm orez. Depinde cât de mult orez doriți să aveți în compoziția de carne. Eu folosesc un orez pentru sarmale, că până la urmă compoziția asta de ardei seamănă foarte mult cu cea de sarmale. Îl înflorim puțin. Nu-l ardem, nu-l gătim pe deplin, doar cât să fie un pic înflorit când îl adăugăm în carne, în compoziția de carne. Adăugăm apă sau supă de legume, de pui. Okay. În compoziția asta adăugăm și puțină boia de ardei dulce, puțină sare. Oricum o să completăm condimentele atunci când mixăm carnea, toată compoziția de ardei. Momentan, doar un pic de culoare. Unii adaugă bulion în pasul ăsta. Mie îmi place să adaug maxim un pic de boia. Orezul nostru s-a răcit suficient cât să-l adăugăm peste carne, carnea noastră tocată de porc. Puteți folosi și carne vită porc, doar vită, ține de preferințele dumneavoastră. Peste acestea vom adăuga verdeață, bineînțeles, mai păstrăm puțină pentru decor, mai adăugăm și ceapă verde, boia. Avem aici cimbru uscat, nu foarte, foarte mult, sare, destul de multă, sare în bucate, și piper. Piper din belșug, un pic de cimbru proaspăt, restul vom adăuga în oală. Iar acum, cu ajutorul mâinilor, o să amestecăm compoziția. Un mic secret, ca să nu rămână carnea tare atunci când umplem ardei, este să adăugăm puțin lichid. Supă de pui, în cazul meu apă. Și după ce am frământat carnea asta cu orez, cu verdeață, seamănă foarte mult cu cea de sarmale, chiar foarte mult. Bineînțeles, puteți începe prin a adăuga ceapa direct de la început crudă și orezul la fel. Dar mie îmi place să le călesc înainte puțin. Ok, adăugăm puțină apă. Dacă aveți supă de legume, de pui, este cu atât mai bine. Frământatul ăsta cu puțin lichid va face ca compoziția asta de carne să fie foarte fragedă. Avem aici ardei și carnea, compoziția noastră de carne. O să
Umplem ardei frumos cu o lingură sau o linguriță sau cu mâna, cum vă este mai la îndemână. Nu o să-i umplem până la refuz, ca să lăsăm loc și orezului să înflorească și mai mult. Îi căutăm și căpăcelul. Pam! Și îl punem în oală. Și așa procedăm și cu restul ardeilor. Am terminat de umplut ardeii. Peste ei o să adăugăm suc de roșii proaspăt. Îl condimentăm un pic cu sare și piper. Puteți folosi și un pic de rântaș dacă doriți ca sosul ăsta să fie mai consistent. Eu nu-mi doresc asta, așa că o să-l las simplu. Adăugăm sucul ăsta de roșii peste ardei. Ok, uniform. Iar peste el vom adăuga lichid, apă sau stoc de legume, dacă aveți, cât să acopere aproape în totalitate ardeii, de preferat aproape până la codiță. Au nevoie să fiarbă într-un lichid. Ok, e suficient. Împreună cu ei adăugăm și câteva crenguțe de cimbru proaspăt pentru aromă, foi de dafin, ce vă place, ce aveți la îndemână. Ardeii sunt gata de cuptor. Pentru aproximativ o oră îi vom da la 180-200 de grade. După aproximativ o oră, avem ardeii gata. Miros foarte bine, arată foarte bine. Haideți să-i montăm în farfurie. Sunt încă foarte fierbinți. Am montat pe farfurie 2 ardei fierbinți. O să-i asezonăm cu smântână. Merg foarte bine cu smântână din belșug și, bineînțeles, verdeață. Aceștia sunt ardeii umpluți. Vă urez poftă bună!